Hollywoodul ne-a furat-o pe actrița Ana Ularu, iar Beverly Hills-ul pe Anastasia Soare sunt doar două dintre cele mai cunoscute românce de peste hotare. Și mai avem exemple de femei frumoase și talentate care au devenit faimoase pe Mapamond. Aflați acum despre cine este vorba. Cu vocea inconfundabilă, soprana Angela Gheorghiu a reușit să cucerească Mapamondul. A cântat pe cele mai mari scene ale lumii și a fost aplaudată la scenă deschisă și de Barack Obama. În 2010, Angela Gheorghiu a primit titlul de Artistul Anului la cea de-a 11-a ediție a Classical Brit Awards la Londra, trofeu pe care l-a și câștigat în 2001. Totodată, în 2010, soprana a fost decorată cu Ordinul Steaua României în grad de comandor. I love to play these kind of badass characters. You know, it gets you in a mindset, which is really interesting. So I started boxing, I started doing all of these like training with the stunts. Hollywoodul ne-a furat-o pe actrița Ana Ularu. La vârsta de 17 ani, Ana a interpretat rolul Lolitei în filmul cu același nume, în care a jucat alături de marele actor român Ștefan Iordache. Acum o puteți vedea lângă nimeni altul decât actorul Tom Hanks în blockbusterul Inferno, dar și în serialul Emerald City, unde joacă rolul vrăjitoarei din Est, o reinterpretare a poveștii Vrăjitorul din Oz. Producția va avea premiera pe 6 ianuarie în Statele Unite. Today I would love to show you how to shape correctly your eyebrow according your bone structure and natural eyebrow shape. Mai e cineva care n-a auzit de Anastasia Soare, supranumită Regina Sprâncenelor? Jennifer Lopez, Heidi Klum, Naomi Campbell și Madonna, toate s-au lăsat pe mâna reginei. Catrinel este o altă româncă ce a devenit celebră în străinătate, întâi prin cariera ei de modeling și mai apoi ca actriță. În anul 2012 a fost desemnată modelul anului în România, apoi au început să curgă ofertele pentru ea. A apărut pe coperta unor reviste celebre și a făcut pictoriale incendiare. Nu s-a mulțumit cu statutul ei de model, căci în 2011 Catrinel a debutat în cinematografie. E un drum lung, e un drum greu, e un drum foarte frumos. N-am ales această profesie, am avut norocul să ajung. V-a ales ea pe dumneavoastră. Exact. Alina Cojocaru a dansat pe cele mai mari scene ale lumii și este considerată una dintre cele mai bune balerine la nivel mondial. În 2010 a primit titlul de Balerina Deceniului.